Bună seara, bine ați venit la Back in Business, emisiunea care analizează temele economice importante ale zilei. Vom discuta astăzi despre prelungirea facilităților fiscale, de fapt despre imposibilitatea prelungirii acestor facilități fiscale, veți vedea despre ce este vorba, și despre consum, creșterea consumului. Împreună cu colega noastră, Andra Moldoveanu. Bună seara, Andra! Bună seara, bună seara, întotdeauna e o plăcere să fiu alături de tine. Mulțumesc, Andra! Doar câteva știri să citim de pe profit.ro. Și anume, principala știre este legată de piața energiei, un consum record de energie în pofida pandemiei, avem, iată, în România. Apoi, o știre legată de o tranzacție din domeniul asigurărilor, grupul German Allianz, care operează pe piața locală, preia afacerile din România de la ale companiei Gotaia, o altă companie din domeniul asigurărilor. Și încă o știre, Transgaz a fost amendată de Consiliul Concurenței cu aproape o cincime din profitul la 9 luni pentru două licitații din 2009-2011. Compania va ataca decizia. Andra, ne-am propus să discutăm astăzi despre facilități fiscale, nu? Dacă să mai pot. Sigur că da, astăzi vorbim și despre datoriile acumulate de companii și posibilitatea de a prelungi data limită pentru depunerea cererii pentru reeșalonarea datoriilor. Ne amintim că Florin Câțu spunea la sfârșitul lunii noiembrie că data aceasta se va prelungi până pe 15 ianuarie, numai că acum guvernanții s-au răzgândit, nu se va mai întâmpla acest lucru, a rămas stabilită data de 15 decembrie și avem chiar și un material pregătit pe tema aceasta și apoi revenim la discuții. Firmele care nu au depus încă solicitările de eșalonare la ANAF trebuie să o facă până la data de 15 decembrie, altfel pierd accesul la mecanismul de eșalonare simplificată. Acesta are condiții foarte bune, inclusiv dobândă de 3,65% pe an, redusă la jumătate față de cea pe care o percepe în mod normal fiscul. Facilitatea expiră pe 25 decembrie, iar pentru a beneficia, contribuabilii trebuie să aibă depuse toate declarațiile fiscale și să nu se afle în procedură de insolvență. Calendarul de rambursare a datoriilor va fi lăsat la latitudinea firmelor, dar nu trebuie să depășească un an. Pentru cei care nu accesează acest mecanism de eșalonare, fiscul va începe să calculeze dobânzi și penalități și va trece la recuperarea sumelor. Analiștii se așteaptă la o perioadă dificilă în economie. Va urma un blocaj financiar considerabil, începând cu 25 octombrie, pentru că știm că ANAF face deja repetiții în vederea executării silite sechestrului asigurator și popririlor care urmează să se implementeze după această dată. Până acum, firmele au cumulat datorii de peste 16 miliarde de lei. La finele lunii trecute, ministrul finanțelor Florin Câțu a anunțat că va propune în ședința executivului ca data limită până la care firmele pot depune cereri de eșalonare a datorilor cumulate în perioada pandemiei să fie prelungită până la 15 ianuarie 2021. Însă demisia premierului Ludovic Orban lasă guvernul în imposibilitatea de a emite ordonanțe de urgență, act normativ necesar pentru a amâna data limită. Între timp, ANAF își continuă procedurile și a publicat din nou lista cu datornicii care nu și-au plătit obligațiile fiscale în trimestrul al treilea din 2020. Mai că acești datornici sunt în insolvență, iar noi ca fisc nu mai putem decât să le urmărim sumele care vin în interiorul planului de reorganizare. Executat silit, nu se mai poate face executare silit, decât cu anumite excepții prevăzute atât de legea insolvenței cât și de codul de procedură fiscală. Pe lista rușinii sunt menționate doar firme care au datorii fiscale care pornesc de la suma de 100.000 de lei. Ați ascultat așadar un material realizat de colegii noștri, o sinteză a facilităților acordate de către guvern în acest an. Și pentru a dezbate această temă și pentru a afla noi informații, l-am invitat pe domnul Adrian Bența, consultant fiscal și auditor. Bună seara, domnule Bența, vă mulțumim pentru prezență. Bună seara tuturor, bună seara domnule Rumnischi, o seară frumoasă. V-aș ruga să ne spuneți pentru început care sunt șansele ca aceste facilități acordate de guvern să poată fi totuși prelungite și după 15 decembrie și unde este problema? Acum problema este destul de complicată, în sensul că pe de o parte nu o să poată nimeni să prelungească în mod legal și oficial timpul de scutibile amnistii fiscale, amânări fiscale, iar a doua problemă este la contribuabil. Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat în felul următor. Prin o ordonanță, ordonanța 181 pe 2020,
s-a introdus posibilitatea plății eșalonate pe o perioadă de 12 luni a obligațiilor fiscale restante amânate de mai multe ori în anul 2020 până la ultima amânare 25 decembrie. Deci legal avem această posibilitate să le plătim eșalonat în anul 2021. Numai că a apărut pe de o parte un lucru bun, pe de altă parte un lucru neplăcut. Lucru bun este că prin ordonanță nu s-a solicitat garanții pentru această eșalonare. Dar s-au solicitat o multitudine de alte documente, o procedură ultra complicată, a spune o destul de normală dacă nu ceri o eșalonare la plată fără garanții. Și, din păcate, foarte mulți operatori economici fie nu vor putea să aplice această eșalonare la plată, fie nu se încadrează pe toate condițiile din ordonanță, fie n-au timpul fizic să le facă aceste proceduri. Pentru că, iată, mai suntem astăzi în 9, mâine în 10, în 10 și până pe 15 decembrie, termenul maximal, mai sunt doar 5 zile și din care intră și vă câteva de weekend. Și atunci foarte mulți dintre operatorii economici se află în situația în care datoriile scadente la 25 decembrie nu intră în procedura eșalonării la plată și fără indulgența ANAF-ului, dacă nu se primește nicio indulgență din fața ANAF-ului, din 26 decembrie aceștia pot fi executați silit cu toate consecințele ce rezultă din executarea silită, blocarea plăți conturilor, blocarea unor activități, blocarea încasărilor de la terți, etc. Da. Domnule Bența, prin, deci asta este procedura. Domnule Bența, dacă mă auziți, prin indulgența ANAF-ului, da, ce înțelegeți? Adică la ce mod ar trebui să se manifeste indulgența ANAF-ului? Așa la buna sau cum va dori ANAF-ul sau la ce vă gândiți? Sau explicați-ne vă. Mă gândesc în felul următor, că suntem într-o lume de oameni la care la un moment dat se va trăsa o direcție politică a viitorului guvern, fie că e de stânga, fie că e de dreapta. Actualul președinte al ANAF-ului, doamna Mirela Cărugăreanu, este o persoană deosebit de profesională și își dă seama că la un moment dat, dacă te duci direct să execuți firmele, acestea vor avea probleme mult mai mari ulterior și încasările nu vor fi pe măsură. Și atunci, părerea mea este că va exista o anumită indulgență informală, în sensul, hai să așteptăm să vedem ce mai decide viitorul guvern și dacă dorința este de a se mai prelungi aceste eșalonări, cum altfel a spus-o și domnul ministru de finanțe, când era în mandat, domnul Șorin Scâțu, asta ar fi fost dorința dumnealui, probabil va mai fi o indulgență. Dacă va fi un pressing, dacă va fi, numai secundă, dacă va fi un pressing pe încasări bugetare pentru proiecția viitorului buget, atunci ne putem aștepta și la situația în care pe 26 decembrie vor începe executări silite. Bună seara, în primul rând. Așa cum spuneați și dumneavoastră mai devreme, mai sunt doar câteva zile la dispoziția companiilor pentru a depune cererile acestea pentru eșalonarea datoriilor și până pe 26 decembrie, până la urmă, nu mai este mult. E vorba de mai puțin de două săptămâni. Nu ar trebui să fie înștiințate companiile de pe acum în cazul în care ar mai primi încă o mână de ajutor? E drept, au tot fost tot felul de scutiri și de beneficii pentru companie anul acesta, dar a fost unul deosebit de dificil, fără precedent și fiecare companie și persoană fizică în parte a fost nevoită să facă față unor greutăți foarte mari, la fel și statul, bugetul statului și așa mai departe. Cu siguranță ar trebui să mai existe o portiță pentru ele, pentru companiile care nu vor fi capabile să-și plătească datoriile. Observația dumneavoastră este foarte pertinentă și spre binele nostru am văzut că unele agenții ANAF au comunicat ele însele, din proprie inițiativă, și sunt unele persoane cu foarte mare credință în ANAF, care au adus la cunoștința contribuabililor pe care dumnealor îi iau în sfera de analiză, că pot beneficia de aceste eșalonări. Deci eu am văzut, chiar astăzi am fost într-o astfel de situație, și vă spun și unde, ANAF Brașov,
care și-a informat clienții. Nu știu dacă e la nivel de țară, dar oricum au fost făcut destul de multe informații și putem spune că, la modul general, contribuabilii cunosc. Colegii noștri care lucrează ca și consultanți fiscali, ca și experți contabili sau economiști, cunosc cadrul normativ. Problema pe care o văd eu ca și profesionist în ale buchii fiscale este să și reușești să aplici rapid, cu maximul de rezultate posibile, toate aceste proceduri, care, subliniez, sunt destul de birocratice și, a spune, din păcate, necesare, pentru că este o aprobare de eșalonare la taxe fără garanții ale contribuabilului. Domnule Bența, dacă totuși nu se va reuși să se rezolve legal această situație și dacă am ajunge în momentul în care, hai să spunem, anul viitor, indulgența ANAF funcționând poate câteva luni, două, trei luni, dar la un moment dat ar începe aceste executări silite despre care vorbiți, care credeți că ar fi situația în economie și care ar fi situația firmelor care au datorii în această situație nefericită, să spunem? Da, aici cred că sunt mai multe categorii de contribuabili și vreau să punctez că a profita, cu ghilimele de ligoare, de o prevedere a legii nu este un lucru rău. Ți-a dat legea o anumită facilitate și tu, ca și economist, ca și om de afaceri, că da, ai făcut o firmă, beneficiezi de acele facilități. De exemplu, dacă suntem o firmă care am avut vânzări și avem bani, dar nu ne-am plătit taxele pentru că nu se calculau dobânzi și penalități, nu înseamnă că suntem răi. Nu, am pus banii deoparte la momentul la care va fi cadența la plată, deci 25 decembrie, de fapt e 21 decembrie, mă scuzați, atunci îmi plătesc dările și n-am nicio treabă. Doar am rulat banii într-un business, profitul pe care l-am făcut din neplata taxelor l-am folosit în afaceri. Și sunt destul de multe astfel de situații. Cunosc cel puțin 3-4 astfel de situații. Dacă sunt în situația în care nu am deloc bani să supraviețuiesc și voi fi executat civil, atunci vom vedea un număr mai ridicat, zic eu, de falimente sau de insolvență. Deci vor fi foarte mulți contribuabili care dat aia pe bună dreptate. Dom'le, eu n-am dat oamenii afară, n-am bani de salarii, n-am bani de taxe, ce să fac? Singura mea soluție este să-mi intru în insolvență. Aici, asta este viața, face parte din viața economică, unele societăți intră în insolvență pentru că nu fac față datoriilor. Și o să mai fie a treia categorie de contribuabili, zic eu, să sperăm cât mai redusă, care o să spună, a, ok, n-am plătit tax pentru un an de zile, la revedere, băgăm firma în insolvență, drum bun, facem altă firmă. Deci această a treia categorie de contribuabili, spun eu că ar trebui să ne ferim cel mai mult și să de a doua situație, când firmele de bună credință n-au bani de plata taxelor și salariilor, să fie executate civil. Aici sigur vorbim și despre buna credință a celor care conduc aceste companii românești. Eu vă propun să ne mai îndreptăm puțin atenția și asupra unui subiect foarte interesant anul acesta, și anume programul Kurzarbeit, care a suferit ceva modificări. Este o nouă procedură de acordare a banilor din partea guvernului, dispare obligația pentru revisal. Ce ne puteți spune, domnule Bența, mai amănunții despre aceste noi modificări? Avem următoarea situație. Unilateral, un angajator putea să dispună reducerea timpului de lucru până la 50% din timpul de lucru dintr-o lună sau dintr-o perioadă de timp, doar cu consultarea salariaților. În mod evident, plățile pe care le făcea pentru timpul de redus erau ale lui, dar guvernul intervenea cu plata unei indemnizații de 75%, din salariul pe care l-ar fi realizat persoana fizică dacă ar fi fost la muncă pentru perioada nelucrată. Cu alte cuvinte, se reduce timpul de muncă, iar salariatul primește o compensație de 75% brut, deci suma este impozabilă cu toate taxele,
din partea bugetului de stat. Sigur, procedura era un pic complicată și deja obișnuită. Întâi angajatorul plătește el salariul lui plus indemnizația, iar ulterior își recuperează indemnizația de la fondul de șomaj. Ce s-a modificat în principal? În principal s-a modificat în sensul unilateral de posibilitatea angajatorului de a reduce timpul de lucru până la 80%. Ceea ce ne dă un sentiment un pic mai de tristețe într-un fel. Pentru că dacă un angajator lucrează doar 20% din timpul său, înseamnă că sunt probleme destul de grave în economie. Și atunci guvernul și-a asumat cel puțin ca până la sfârșitul lunii iunie 2021 să păstreze atât acest program Kurzarbeit, dar inclusiv celălalt program bun, de altfel, șomajul tehnic suportat din bugetul asigurărilor de șomaj. În ce privește procedura cu revisalul, aici au fost foarte multe discuții contradictorii, dacă se înregistrează sau nu revisal, dacă, ei bine, legiuitorul a păstrat deocamdată înregistrarea în revisal a reducerii programului de muncă cu Kurzarbeit, sau cel puțin așa am înțeles eu, și aș mai adăuga eu, e bine să fie o astfel de procedură, deoarece nu vrem să folosim această facilitate a statului de către unii angajatori răuvoitori. Adică, stau și cu oamenii la muncă, iau și indemnizația de Kurzarbeit și îmi văd bine mersi de treabă. Nu pentru că vor fi concurați neloial acei angajatori care își păstrează salariații pe pune și își plătesc salariații pe stat și plătesc toate dările. Da. Domnule Bența, pentru că ne apropiem de sfârșitul anului, în mod tradițional avem sau ne putem aștepta la schimbări fiscale și din legislația fiscală. Vreau să vă întreb dacă credeți că vor fi și anul acesta astfel de schimbări. Se va întâmpla ceva în acest sens sau poate zona aceasta politică și formarea guvernului îi va scăpa pe profesioniști de aceste schimbări de la sfârșitul anului? În primul rând avem deja aprobate două legi în Parlament, nepublicate încă în monitorul oficial. Am înțeles că sunt în parcursul de aprobare a decretului președintelui de intrare în vigoare, prin care se vor modifica atât codul fiscal, cât și codul de procedură fiscală, în sensul îmbunătățirii și clarificării legislației în favoarea contribuabilului. Deoarece nu le-am văzut încă publicate în monitorul oficial, nu aș vrea să discutăm pe marginea lor decât după forma finală, întrucât știți că noi suflăm și în iaurt. Că așa se întâmplă. Una s-a aprobat și alta s-a publicat în monitorul oficial. Ce aș mai spune însă este că întotdeauna modificările de la sfârșitul anului erau publicate de obicei între Revelion și Crăciun, între Crăciun și Revelion, sub forma unor ordonanțe de urgență care aduceau modificări. În mod normal, fie înăspreau un pic disciplina fiscală, fie îmbunătățeau cadrul normativ, fie de ce să ne nu ne fie frică, mai extindeau sau mai reduceau taxarea, depinde. Eram obișnuiți cu publicarea lor între Crăciun și Revelion. Și aș putea parafraza, dacă nu văd o astfel de ordonanță, mă simt ca și când ar fi venit Revelionul. Dar, având în vedere situația politică și am mai trecut prin astfel de experiențe, probabil se va instala binișor guvernul în ianuarie-februarie, iar cu data de 1 aprilie vom vedea modificările ce ar fi trebuit date la 31 decembrie 2020. Domnule Bența, ca să mai amintim o dată cele mai importante elemente pe care le-am discutat în această seară, v-aș ruga să ne spuneți o scurtă concluzie. Concluzia mea este în felul următor. Anul 2021 va fi unul destul de dificil, dar dumneavoastră știți că eu sunt un om optimist. Vor merge în continuare și programul Kurzarbeit și programul de șomaj tehnic, cel puțin este reglementat până la 30 iunie 2020.
Îmi doresc și sper ca toți contribuabilii ce au dificultăți financiare să reușească să depună până pe 15 decembrie procedura eșelonării la plată. Mă aștept ca și organele fiscale să fie un pic mai indulgente în această perioadă, pentru că pentru unii operatori viața este cruntă și atunci e bine să le dăm o șansă să reușească. Iar eu cred că vom depăși și anul 2021 cu bine, cu multă sănătate și prosperitate. Și la final spuneți-ne vorba aceea dumneavoastră, am uitat-o acum, cum spuneți dumneavoastră cu fiscalitatea? Da, acum fiind într-un încheiere de an. Așa. Și fiind într-o încheiere de emisiune, o să spun tradiționalul românesc cu taxare plăcută. Mulțumim frumos, domnule Bența, dar eu cred că ne mai auzim până la sfârșitul anului. Cred că o să mai avem ocazia. Atunci o să mai repetăm tradiționala și strămoșească orare taxare plăcută. Mulțumim pentru intervenție. A fost alături de toate noi cele bune. Adrian Bența, consultant fiscal și auditor. Așadar, Andra, iată, speranța e că nu vom avea totuși atât de multe sau modificări ale legislației între Revelion, între Crăciun și Revelion, cum spunea Adrian Bența, nu? Da, l-aș mai fi întrebat pe domnul Bența și dacă ne așteptăm la creșteri de taxe, pentru că cu siguranță este o întrebare pe care a auzit-o foarte des în ultima vreme, chiar pe tot parcursul anului, pentru că n-am fi așteptat la așa ceva, dar rămâne de văzut concret ce se va întâmpla. Da, absolut, și o să mai avem ocazia cu siguranță să adresăm și această întrebare, să-l mai avem pe domnul Bența. Eu cred că până la Revelion, să zicem până la Crăciun, vom mai avea o intervenție cu domnul Bența. Mergem mai departe acum, luăm doar o scurtă pauză, da? Și apoi revenim cu un nou subiect, cu o nouă temă, cu câteva teme interesante. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat. Am luat prin surprindere pe colegi. Suntem ok. Mesaj de interes public. Pentru sănătatea dumneavoastră și pentru a contribui la împiedicarea răspândirii noului coronavirus COVID-19, Autoritatea pentru Digitalizarea României vă recomandă să folosiți plățile cu cardul bancar, plățile online, serviciile de internet banking. Accesați pagina www.ghiseul.ro pentru a achita online toate taxele și impozitele, inclusiv amenziile. Aveți grijă de sănătate! O campanie inițiată de Guvernul României prin Autoritatea pentru Digitalizarea României. Mesaj de interes public. Deșteaptă-te, române! Avem nevoie de produse românești. Nu avem voie să uităm gustul românesc. Avem nevoie de toți fermierii României care lucrează pământul, cresc animale și asigură hrana noastră, a tuturor. Avem nevoie de tinerii agricultori care pot și trebuie să ia banii europeni și să dezvolte fermele de familie. Nu avem voie să ne dăm bătuți. Acum, mai mult ca oricând, trebuie să conștientizăm că agricultura este o șansă pentru România. Și tu crezi în aceste valori. Alătură-te campaniei susținută de ASDA și AgroTV. Bine ați venit la Back in Business. Este o adevărată plăcere să ne revedem în studio la dumneavoastră aici. Avem și niște cifre foarte interesante. Mediul economic în capitală este un efervescent. Vedeți ce haos intervenționist avem aici. Conflictul se va amplifica. Dincolo de ce ne reproșează Uniunea Europeană, noi suntem singurii și primii care am fi interesați să folosim banii europeni. E bine să trăiești acolo unde ți-e bine. Nu reușim să ne apărăm interesele naționale, să promovăm ceea ce românii sunt capabili să realizeze. De ce trebuie să stai în casă? Cum se răspândește virusul? Cum te protejezi pe tine și pe apropiați? Ce-ți spun specialiștii din sănătate? Ce-ți recomandă medicii? Informează-te corect. Află tot ce trebuie să știi. Intră pe lucmedica.ro. Să ne vedem sănătoși!
Sunt Ciprian Aron și vă spun cum arată o companie de succes. Depinde de viziunea pe care tu o ai pe termen lung. Am ajuns numărul 2 în piață ca și cifră de afaceri. Am dorit să mergem pe, nu pe cantitate, ci pe calitate. Și cred că modestia este apanajul oamenilor educați. Indiferent unde aș ajunge, voi fi un om modest, într-adevăr, dacă realizările mele sunt mari, trebuie să fie remarcate de oameni, nu de mine. Mi-au făcut surpriza să prezint totul în finalele de la BNL Italia cu Nadal și cu toți jucătorii, deci pentru mine a fost o realizare foarte mare. Produsele pe care le faci, trebuie să le faci, în primul rând, să-ți placă ție, să fii mulțumit de produsul cu care tu te prezinți în fața consumatorului. Noi, când am investit aici, în primul rând ne-am gândit să facem ceva, să demonstrăm că și în România se poate face. Am principii și principii morale care îmi dau mie un confort și care mă fac să mă simt bine și când pun capul pe pernă să dăm liniștită. Urmărește și descoperă lumea afacerilor adevărate în Profil de companie. Nu s-a terminat. Prin vești bune de la Bruxelles, Comisia Europeană a aprobat schema de ajutor. Documentele strategice necesare României sunt în proces de elaborare. Autoritatea de supraveghere financiară aduce vești bune. Dar cheltuielile au urcat cu 13,4%. Cum ar fi să primiți bani fără să trebuiască să munciți? Noi controlăm temperatura ca la NASA. Unul dintre cei mai importanți colecționari de artă din România din perioada interbelică era un chelner. Conserve este un termen francez, a conserva, dar a apărut în context în care conservai prin fum, prin sare, niciodată prin euri. Și probabil foarte puțini sunt pregătiți pentru asta. Niciunul dintre ei eu nu i-am cerut CV-ul, pentru că eu n-am angajat CV-uri. Speranța toată în generația tânără este. Aceste generații noi au un ADN antreprenoriatul. Noi suntem într-o țară de chibiți. Peste tot sunt chibiți, oameni care își dau cu părerea, dar nu fac nimic. Motivația mea a fost să văd oameni fericiți în jurul meu. Urmăriți informațiile care pot fi benefice vieții și activității voastre în emisiunea Dialoguri de Valoare. Am revenit la Back in Business, discutăm acum despre consum. Avem o temă, spun eu, incitantă, pentru că am văzut că în acest an consumul populației, al gospodărilor, a salvat câte ceva din nivelul economic al României, adică din scăderea economică, nu? Într-adevăr, a fost o explozie a consumului, dacă am putea spune, cam pe la începutul sării de urgență, când oamenii erau speriați, panicați și vreau să-și facă provizii. Ține minte că zilele acelea imense de la supermarketuri și cum rafturile erau efectiv goale spre finalul zilei. Dar, din câte am observat, atât din datele oficiale, cât și din experiența personală, în ultimele 2-3 luni oamenii sunt mult mai rezervați atunci când vine vorba de cum își cheltuiesc banii. Și s-ar putea ca acum să nu mai fie chiar același trend, însă per total, pe întreg anul 2020, consumul într-adevăr a fost un motor pentru economie, am putea spune. Să avem o schimbare de tendință, să vedem, nu? Sigur că da. Întâmplă și acest lucru. Avem un material realizat de colegii noștri pe această temă, vă invităm să-l urmăriți, după care ne întoarcem la discuția noastră din platou.
continuă să crească și ajută economia să-și revină după perioada grea din starea de urgență. În octombrie, cifra de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 5,7% în funcție de sezonalitate, comparativ cu aceeași lună din 2019. Ceea ce noi estimam pentru economie se întâmplă. Consumul continuă să crească, am depășit nivelul anul trecut, deci am revenit după perioada grea din martie și aprilie. Evoluția a fost determinată de majorarea cu 13% a vânzărilor înregistrate la produse nealimentare și cu 4,8% la produsele alimentare, băuturi și tutun. În ceea ce privește comerțul cu amănuntul al carburanților, acesta a scăzut cu 12%, arată datele transmise de INS. Din 2015 până în prezent, evoluția consumului în România a fost ascendentă până în aprilie 2020, când declinul a fost major. Dacă ne raportăm la primele 10 luni ale anului, volumul cifrei de afaceri din comerțul cu amănuntul a crescut cu 2% față de perioada similară din 2019. Cel mai mare aport l-a avut creșterea vânzărilor de produse alimentare, băuturi și tutun, cu 5,7%, dar și a vânzărilor de produse nealimentare cu 4,9%. În schimb, comerțul cu amănuntul al carburanților a scăzut cu 8,8%. Ministrul Finanțelor spune că veniturile la bugetul statului pentru această perioadă sunt peste așteptări. În noiembrie continuă cu veștile bune în economie, veniturile fiscale sunt mai mari decât anul trecut pe noiembrie. Deci înseamnă că economia își revine așa cum am estimat noi și aici vreau să le mulțumesc antreprenorilor, românilor, că într-un an dificil, totuși, am reușit împreună să facem lucrurile să funcționeze. Bugetul general consolidat a înregistrat un deficit de 74 de miliarde de lei în primele 10 luni, adică 7,05% din PIB. Așadar, aceasta a fost sinteza realizată de colegii noștri. Am văzut, iată, cum spunea Andra, o creștere de consum destul de pronunțată până la un anumit moment. Sigur, mai ales pe produsele alimentare. Chiar se leagă de ceea ce spuneam mai devreme, că românii s-au îndreptat mai ales către alimente, către acest sector de piață, dar nu sunt de ignorat nici celelalte segmente. Am văzut tutunul, a avut o creștere foarte mare, de asemenea și produsele nealimentare. Oamenii probabil au stat acasă și au fost mult mai impulsionați să-și cumpere diverse lucruri pentru gospodărie. Da, aici tendința e clară de trecere dinspre online, în online de la offline, nu? Pentru că am văzut că mulți comercianți de produse nealimentare se plângeau foarte tare vis-a-vis de vânzările pe care le-au avut în magazinele fizice, chiar și din mall-uri. Au scăzut foarte multe aici vânzările sau au fost închise aceste magazine? Mai ales din cauza restricțiilor, sigur că au fost închise, dar este oricum o tendință a ultimilor ani aceasta a îndreptării comportamentului cumpărătorului către mediul online, dar există în continuare sceptici care se tem de calitatea produselor pe care le cumpără, acei oameni care vor într-adevăr să vadă cu ochii lor și să simtă produsul înainte de a-l cumpăra. Fie că vorbim, nu știu, despre produse de îmbrăcăminte, despre produse mai mari, electrocasnice și așa mai departe, care trebuie la o casă, dar acum mediul online câștigă tot mai mult teren. Da, e adevărat, există această tendință, o să vedem dacă ea se va păstra. Sigur că e o discuție întreagă, dacă ar fi să extindem un pic această temă, vis-a-vis de cumpărăturile online, în special din zona, am văzut nealimentare, am văzut niște retaileri care vin din afara țării, mă refer la magazine online, care practic au foarte puțin angajați aici, care nu plătesc nici taxe și impozite în România, ci pur și simplu vin din Germania sau din alte state europene și sigur că fac vânzări. Am văzut un astfel de magazin online care vorbea despre vânzările foarte mari în România, adică au crescut foarte mult cifra de afaceri. În general, platformele acestea foarte mari, magazinele online foarte mari, din ceea ce am observat eu, sunt din străinătate, ceea ce e trist, așa cum spuneai și tu, pentru că nu susțin la fel de mult economia locală cum ar face cele înființate în România, dar cu siguranță aici este vorba și despre puterea brandului respectiv. Companiile din străinătate vin cu o putere pe piața locală. Să o iei de la zero aici este destul de greu, mai ales în vremurile acestea, când nu mai ai siguranța zilei de mâine, teoretic, nu știi ce se va întâmpla și cred în continuare că oamenii sunt tot mai reticenți atunci când vine vorba despre bani.
Hai să vedem și opinia unui specialist, a spune, în acest domeniu. Este Cristian Bădescu, directorul revistei Piața, alături de noi. Bună seara, Cristian Bădescu, mulțumim pentru prezență. Bună seara, mulțumesc pentru invitație și mă bucur să particip la Profit în seara asta. Da, e bine spus, o participare la Profit e corect spusă. Spune-ne, te rog, Cristian Bădescu, vorbim așa pentru că ne cunoaștem de foarte mulți ani, care a fost evoluția consumului în România? Am văzut produsele alimentare au avut o creștere mai mare decât celelalte produse. Care este analiza pe care o faci tu vis-a-vis de această temă? Te rog. Într-adevăr, constatăm că anul 2020 a fost un an în care consumul a fost ridicat, mai ridicat decât probabil ne-am fi așteptat în momentul în care s-a declanșat pandemia și starea de urgență a provocat închiderea sau suspendarea multor afaceri pe o perioadă de timp. E îmbucurător faptul că există companii, operatori care în general produc valoare adăugată, dezvoltă business-ul, angajează, creează locuri de muncă și generează automat și veniturile de care statul are nevoie pentru a compensa pierderile business-urilor care suferă și pentru a ajuta sistemul medical. Într-adevăr, cifrele pe care le-ați prezentat arată o creștere a cifrei de afaceri în comerțul cu amănuntul, îndeosebit în comerțul cu produse alimentare, dar asta nu are ca explicație doar creșterea consumului și anume a volumului în consum, ci are ca explicație și creșterea prețurilor, o creștere generalizată a prețurilor, care își are rădăcina în ceea ce s-a întâmplat în anii anteriori. Și aici aș vrea să fac o scurtă explicație. Trendul crescător al consumului bazat pe creșterea veniturilor din salarii și pensii a produs o serie de mutații în structura ofertei producătorilor și comercianților. Rafturile magazinelor s-au umplut cu mai multe produse cu valoare adăugată mai mare, cu o calitate mai bună și cu o poziționare premium. Lucrurile astea au fost stabilite în anii anteriori, iar ceea ce am văzut în anul 2020 a fost o continuare a acestui trend, automat vorbind de niște produse care vin la raft cu prețuri mai mari. Deci, nu peste tot, nu putem să generalizăm, să spunem că am avut un consum de volum mai mare peste tot, generalizat în industria bunurilor de larg consum. Apropo de creșterea prețurilor și datele oficiale pentru anul viitor arată aceeași tendință în continuare de creșterea prețurilor, cel puțin pentru anumite categorii de produse. Dar, domnule Bădescu, aș vrea să mai discutăm ceva cu dumneavoastră și anume faptul că a apărut o informație în spațiul public referitoare la eliminarea coșurilor de cumpărături din supermarketuri, a celor coșuri de mână, practic. Este sigur o nebuloasă în momentul de față vis-a-vis de acest subiect, pentru că nu se știe nimic oficial. Însă v-aș ruga pe dumneavoastră să ne spuneți mai multe și dacă s-ar dovedi într-adevăr eficientă această măsură pentru combaterea infectării cu noul COVID. E o poveste ușor încălcită și bizară, dar o să o descălcim în câteva momente. La bază e vorba de un material de presă lansat de un post de televiziune, conform căruia mâine ar fi urmat ca prefectul capitalei să aibă o întâlnire cu reprezentanții marilor lanțuri comerciale de alimentare, în care să se discute, printre altele, și eliminarea sau renunțarea la coșurile de cumpărături de mână, responsabile sau care ar prezenta un pericol de răspândire a infecției cu COVID-19. Ulterior s-a constatat că nu era o bază reală aici, dar toată discuția dintre reprezentanții comercianților și prefectura s-a finalizat cu organizarea unei întâlniri vineri, deci poimâine, la prefectura capitalei, în care urmează să discute măsuri
de gestionarea asiguranței cumpărătorilor în magazine. Va fi o ocazie pentru punerea în discuție, inclusiv a prelungirii orelor de funcționare a magazinelor care vând alimente. Pentru că restricționarea care a fost decisă în urmă cu ceva timp, din punctul meu de vedere, provoacă un efect exact contrar. Cumpărătorii trebuie să-și rezolve probleme de aprovizionare într-un timp mai scurt, ceea ce riscă să creeze mai degrabă aglomerare. Invers, dacă mărim orarul de funcționare, dacă prelungim orarul de funcționare, asta poate duce la o dispersie mai mare a consumatorilor în magazin. Dar spuneam că există și o istorie în povestea asta cu interdicerea coșurilor de mână în magazine. În urmă cu vreo două săptămâni, prefectul județului Argeș a ieșit tot așa la un post de televiziune și a anunțat că a avut o întâlnire cu reprezentanții supermarketurilor și hipermarketurilor din județ, în care de comun acord au convenit să se renunțe la coșurile de mână din supermarketuri, ceea ce nu era adevărat. Nu fusese nicio întâlnire, nu fusese nicio discuție, evident, niciun acord comun. Ulterior, prefectul de Argeș, confruntat de reprezentanții comercianților, a renunțat la idee, a ajuns la o înțelegere amiabilă și s-a renunțat la această idee. Din punctul meu de vedere, nu există o bază științifică conform căreia coșurile de mână ar reprezenta un pericol mai mare, eventual. Sigur, dar mai ales că s-ar elimina aceste coșuri de mână, dar probabil ar rămâne în continuare cărucioarele acelea mari pe roți, care, desigur, tot cu mâna se manevrează. Adică nu e o diferență foarte mare. Până la urmă, e același mod de a-ți cumpăra produsele, tot cu mâna manevrezi coșul respectiv. Nu știu care, nu știu, pentru mine e destul de neînțeles acest principiu, această idee. Nici pentru mine nu e mai de înțeles. Probabil că și din cauza asta inițiativa de la Pitești nu s-a materializat și nu știu cum, de ce, prin ce fel de asociere de idei a apărut astăzi la un post de televiziune ideea că mâine s-ar discuta despre așa ceva. Deci, nu are niciun sens. Înțelegem că vineri va avea loc, înțelegem, o întâlnire, nu la prefectură, între reprezentanții marilor rețele comerciale și administrație pentru a discuta și prefectul capitalei pentru a discuta eventuale măsuri pentru Da, se va discuta în principal, sau lucrul care ar putea să ne intereseze pe toți, o eventuală restricționarea numărului de cumpărători în magazin, așa cum s-a întâmplat în primăvară, și asta e cumva logic, pentru că nu ne dorim aglomerare, mai ales în perioada în care urmează să ne facem temenii cumpărături pentru Crăciun și pentru Revelion. Îți propun să trecem la următoare temă. Te rog să mai rămâi alături de noi, să avem un material despre brandurile românești care au rezistat de-a lungul acestor ani. Nu știu, 20, 30 de ani. Urmărim materialul, ne întoarcem la discuția cu tine, Cristian Bădescu, imediat. Clubul Mărci Emblematice Românești reunește brandurile locale care s-au adaptat la economia de piață și care acum se confruntă cu o nouă provocare, coronacriza. Ziua Națională a României este prilejul ideal pentru un retailer de a lansa această inițiativă. Din sute de mărci de bunuri de larg consum înființate în România înainte de 1989, doar 50 mai sunt și astăzi pe rafturile magazinelor. Mai sunt mai mult de 15 dintre acestea au trecut testul timpului și se pot lăuda cu un istoric de peste un secol. Farmec, companie românească, vine de peste 125 de ani, în sprijinul frumuseții româncelor, inovația, tradiția și profesionalismul sunt câteva dintre calitățile și ideile cu care mergem mai departe. Am trecut printr-un amplu proces de modernizare și de tehnologizare completă a proceselor de producție.
S-au făcut niște investiții în modernizare, întrucât fiind unitate cu capital de stat în ultimii 15 ani nu s-a întâmplat aproape nimic, deci n-am avut bani de investiții. Criza sanitară pe care o traversăm este un nou obstacol în drumul companiilor românești prin economia de piață. Pandemia pune o mare presiune pe foarte multe industrii și este un moment crucial pentru continuitatea afacerilor producătorilor locali, a declarat Gabriela Munteanu, director marketing Candia România. Este pe nimeni nu i-a prins pregătiți și așa cum vedeți și dumneavoastră, măsurile care se iau la nivel de fiecare țară se schimbă nu săptămânal, tot la câteva zile trebuie să ne adaptăm. Punctul ăsta de vedere, noi ne-am adaptat. Pentru început, peste 30 dintre cele mai renumite branduri locale fac parte din clubul Mărci Emblematice Românești, producători de cosmetice, de bere, alimente. În etapele viitoare, proiectul va fi dezvoltat constant, vizând atragerea cât mai multor mărci autohtone, atât mai vechi cât și mai noi. Napolact este o marcă românească cu o tradiție care datează de acum mai bine de 100 de ani. Brandul a trecut în acești ani prin diferite etape, dar valorile principale au rămas neschimbate. Brand românesc tradițional produs în România din lapte din inima Ardealului, a declarat Răzvan Orbulescu, director marketing Napolact. Din totalul mărcilor active în prezent pe piața locală, aproape jumătate s-au extins și pe plan internațional. Ați urmărit un material realizat de colegii noștri, Andra, consum branduri românești? Consum, da, mai ales anul acesta când am auzit la fiecare pas cumpărați produse de ale brandurilor românești, haideți să susținem producătorii locali pentru că automat toate aceste lucruri se vor revărsa și în economie. Domnule Bădescu, sper că ați fost alături de noi și ați ascultat materialul nostru. Ne bucurăm tare mult. V-aș întreba pe dumneavoastră, care credeți că a fost așa rețeta succesului acestor companii care au reușit să supraviețuiască timp de decenii și unor schimbări destul de importante în România? În spatele oricărui brand și al oricărei companii se află niște oameni care pot fi inspirați, pot fi buni profesioniști sau mai puțin inspirați. Eu nu cred în destin. Destinul fac întotdeauna oamenii. Faptul că anumite branduri au rezistat pe piață sau mai mult s-au dezvoltat și s-au impus pe piață într-o competiție foarte puternică cu branduri internaționale, asta se datorează doar managerilor și managerilor de companii și managerilor de brand. Ați amintit, cred că unul din primele exemple a fost Farmec. Farmec operează două branduri celebre în România, Farmec și Gerovital. Iar ceea ce s-a întâmplat anul ăsta e o dovadă că acolo unde managerii sunt, și oamenii sunt inteligenți, brandurile prosperă. Farmec e o companie care produce, în general, produse de îngrijire personală și cosmetice. Ei, în stare de urgență, e evident și era previzibil pentru oricine că va urma o scădere a consumului de cosmetice și, în general, de bunuri de îngrijire personală. Drept ca urmare, oamenii de la Farmec s-au reorientat foarte rapid către producția de biocide, de substanțe de dezinfectare, a căror cereri pe piață a crescut enorm. Datele pe care avem la dispoziție arată că am avut consum mai mare în volum de 4-5 ori la produsele de dezinfecție, la gelul dezinfectant de mâini, consumul în volum a crescut de 9 ori. Asta arată că oamenii de la Farmec au fost atenți și s-au orientat rapid în funcție de cererea pieței. Asta este Cristian, explicația pentru care anumite branduri. E bun exemplu, suntem aproape de final. Pentru echilibru, spune-ne așa în 20 de secunde și povestea, spre exemplu, ciocolatei cu rom, nu? Am mâncat-o și noi în copilăria noastră, există și acum pe rafturi. Există și acum pe rafturi, iar rom e într-adevăr alt exemplu de succes, pentru că romul nu înseamnă astăzi doar ciocolată. Romul a pătruns în categoria de napolitane, a pătruns și în categoria de înghețată printr-un parteneriat cu un producător de înghețată, dar brandul în sine s-a dezvoltat și asta este exclusiv meritul oamenilor din spatele brandului.
Este la fel și povestea brandului Eugenia, care a trecut în categoria de înghețată. Este și povestea altor branduri românești, inclusiv al Balactului. Da, Cristian, suntem pe final. Te-aș ruga în loc de concluzie foarte scurt, știu că vorbești cu oamenii din acest business, care sunt așteptările lor pentru consumul de sărbători? Pentru că ne apropiem de perioada de sărbători anul acesta. Foarte succint, te rog, pentru că trebuie să închidem emisiunea. Consumul de sărbători va fi în nota anului 2020, deci nu ne așteptăm decât la un consum ridicat. E normal, Crăciunul și Revelionul sunt două ocazii de consum și de aprovizionare care sunt foarte, foarte importante pentru orice producător. Deci vom avea de-a face cu promoții și cu oferte extraordinare. Deja e un festival de inovații, mai ales în industria dulciurilor. Bun. Promoții, festival de inovații. Mulțumim, Cristian Bădescu, director revista Piața. Îți mulțumim pentru prezență la emisiunea noastră. Mulțumesc și eu. Și branduri mai bătrâne decât mine. Da, se întâmplă și așa. Ceea ce sigur că înseamnă, Cristian Bădescu vorbea despre oamenii care sunt în spate, cred că și oamenii s-au schimbat. Și oamenii s-au schimbat, dar au știut să mențină nu acest brand. Într-adevăr. Ne oprim astăzi aici, ne întoarcem mâine cu Back in Business, până atunci cu subiecte interesante. Până atunci vă spunem, ca de obicei, rămâneți pe Profit TV. Toate cele bune, să ne auzim și să ne vedem sănătoși.